foarte mare atenție cum va fi demolată această clădire. Las Vegas este un loc unde show business-ul este la el acasă, de aceea această implozie are loc noaptea, după cum vedeți, pentru ca focurile de artificii să fie bine puse în valoare. Probabil că efectul imploziei va fi unul spectaculos, urmărit de mulți turiști și cu siguranță de televiziunile din întreaga lume. Totul este spectacol pe care dumneavoastră îl vedeți acum. Cred că e apogeul focului de artificii în această clipă. Ne întrebăm ce poate fi mai spectaculos decât acest foc de artificii. Ei bine, implozia hotelului The New Frontier. Demolare. Și aș mai fi curios dacă banii cheltuiți pe aceste focuri de artificii au fost adăugați celor 1,2 miliarde de dolari cât a costat respectiva clădire, care va fi demolată în cele ce urmează. S-au stins focurile de artificii, urmează însă explozia. Hotelul The New Frontier, construit în anul 1942 și devenit celebru... O numărătoare inversă. Absolut spectacol. Tot setul de suspans în această demolare. La astfel de operațiuni, explozibilii sunt așezați pe structura de rezistență a clădirii, în așa fel încât tot ceea ce o susține pe acea cutie de sticlă, beton și metal să cadă în felul în care ați văzut, absolut perfect, fără să fie afectate clădirile din jur. S-a dărâmat un simbol, s-a dărâmat unul dintre cele mai vechi și mai încărcate de istorie hoteluri din Las Vegas, centrul mondial al show business-ului, hotelul The New Frontier, construit în 1942. Un hotel în care și-a început cariera Elvis Presley și în care a jucat, la un moment dat, și fostul președinte al Statelor Unite pe parcursul carierei lui de actor, evident, Ronald Reagan. În 2011 se va construi aici un nou centru comercial care va costa 5 miliarde de dolari. Rămâi fără suflu când vezi astfel de imagini. Sunt imagini luate din momentul imploziei de pe camere din alte unghiuri. Da. Camera aceasta chiar era legată de clădire. Este motivul pentru care la un moment dat ea nu a mai existat, pentru că s-a dus odată cu clădirea.